sunt convins că mulți dintre dumneavoastră noastră, doar cei care au trecut prin acest lucru, odată în viață am trecut și eu. Mi-aș dori să mai trec, să fiu câțiva centimetri de la pământ, dar o singură dată în viață am avut acest har. Mă mărturisit, fratele, că a fost la rugăciune și Domnul i-a cercetat și i-a ridicat pe toți câțiva centimetri de pe genunchi. O singură dată în casa noastră, Domnul a coborât și a făcut o vindecare, a vindecat soția mea și am fost câteva familii și am zis că poate eu, în general, sunt foarte sensibil la lucrarea Domnului. O cred din toată inima, m-am născut în această lucrare și o cred până la sfârșitul vieții, dar nu orice. Pentru că vrăjmașul are de multe ori și el stările lui de a duce în eroare poporul Domnului. Dar să nu cumva să credem și în extrema cealaltă, să nu mai credem nimic. De aceea vreau să întăresc că de dimineață lucrarea care o mărturisit-o este adevărată și o singură dată, repet, în viață am avut și o parte de ea. Mi-aș mai dori și cine dintre dumneavoastră n-ați avut parte de acest lucru și de acest har, rugați-vă Domnului. Care credeți, Domnul va face harul acesta. Care nu credeți, nu vă așteptați niciodată, că Domnul nu face lucrul acesta oricând și oriunde. Slăvit să-i fie numele Lui. Această cântare am observat că de când ori o cântă unii, aș dori să nu o cânt numai eu. Dacă am ieșit aici să fiu un ton și restul, toată biserica, tânăr și bătrân, s-o cântăm cu toți, instrumente, tot ce aveți. În seara aceasta să-L rugăm pe Dumnezeu să povare cu harul Lui și să deschidem inimile larg ca Domnul să toarne, că și în seara aceasta e o zi și un prilej de a coborî Duhul Sfânt în mijlocul nostru, slăvit să-i fie numele Lui. Mai presus de orice, de credință de-a vânt, de orice dar